Dacă bine știu, regia are în administrare castelul de la Răscruci. Din punct de vedere legal, regia ar fi putut să aplice pentru fonduri europene pentru modernizarea acelui castel? Nu. Nu? Există o interdicție legală prevăzută expres prin lege că regia nu poate să obțină fonduri europene de orice fel, nu mă refer la drumuri. Și dacă există... Doamna Diana Coman. Beneficiare eligibil, prevăd autoritățile publice locale, nu regiile. Deci, prin ghidul solicitantului, majoritatea aprobată prin ordine de ministru, regia nu este eligibilă. Sau n-a fost până acum. Haideți să întreb altfel. O echipă din aparatul tehnic de la regia, din area TPP, ar fi putut să facă toate fazele preliminare, să pregătească dosarul de finanțare și să-l aducă la Consiliu și Consiliul după aceea să-l depună? Nu. Pentru că... Eu știu că Tetaronul, de exemplu, face chestia asta. Da, dar semnarea documentelor verificare... Dar n-am zis că semnarea... Face la noi. Aici era vorba de justificarea existenței acelui compartiment de accesare fonduri europene. Documentele draft, astea nu țin, poate să le facă oricine. Nu despre asta e vorba. Dar asta nu înseamnă că poate accesa și poate implementa. Deci nu era ilegală constituirea acelui compartiment.